unde v-ați spus ce s-a consumat până acum. Da. Deci 360 de persoane. Da. Salariul aproximativ, vedem cât este. Antidrapat 130 de tone. 1300 sau cât am? 1300 de tone, așa, da. Motorină 12 tone și jumătate. Da. Cu 10 pluguri, 12 sărărițe, 6 rubați plante, 9 tăbrete, 4 încărcătoare frântare, 3 buldozere și 3 buchete. Cu totul 34, a zis, nu? Da. Pe trotoare v-aș mai... Da, cine trotuare, trebuie să alpit florul? Tot, da, tot. Colaborați, de la trotuarul cu ADP-ul. Ei, cele două societății de serviciu public, adică societatea asta, ei, dar au opționat și pe trotuare. Sigur, nu atât de larg cât este trotuarul, dar au opționat, însă nu peste tot. Pentru că senzația pe care o am când merg pe trotuar, de exemplu, trotuarul peste drum de spitalul militar, de în capăt de aici, de la Revoluționar, de acolo până la primul turn, senzația e că cei de la Salpit Flori ne iubesc așa de mult încât n-au vrut să ne strice plăcerea, dar ne bucura de zăpadă. E doar o poticuță mică așa, că mai vine și de în drum peste trotuar. Și acolo nu sunt agenți comerciali sau... Ca să vă spun sincer, când e cineva și tu își dorește să treacă de la braț, 3 vreo 3 așa vreo 2. 2. Cred că 2. Sigur, sunt și asociații, dar asociațiile de problemă probabil că au acționat în spate, nu aici în față, da? Dar luate aici nu de la Revoluționare, acela este sediul PDL-ului. Ceea ce e scris acolo e la ce da, de aici, de la trotuar, la unde încep aurile. Mai sunt acele proprietăți, fața, chiar în fața spitalului militar, mai se pune. Dar, într-adevăr, cred că 67, cam așa, 60-70 cm este. A fost o primă intervenție, n-au putut mai mult. O să discut, am discutat de altfel, să rățească toate aceste intervenții. Am fapt că ce se întâmplă în zăpadă asta. Sancțiunile sunt